Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip din seria noastră de Brawl Stars, oameni buni. Băi, fraților, da, am revenit. Ei bine, nu mi-am reparat microfonul, adică microfonul este încă într-o stare absolut oribilă, aș putea spune, într-o stare absolut oribilă, absolut nașpa. Dar probabil mă întrebați, ei bine, păi atunci cum poți să-l folosești dacă este stricat? Ei bine, am un mare bulan pentru că, ei bine, microfonul acesta, singura lui problemă, sunt acolo niște probleme foarte mici. Ei bine, volumul la microfon se dă tare încet, tare încet și de asemenea se oprește din când în când. Și asta este a 7-a mea oară când încep să filmez și desigur că dacă vedeți această înregistrare pe YouTube, înseamnă că nu s-a mai oprit microfonul. Voi fi cu ochiul, pe ochiul, scuzați-mă puțin, am avut puțin brain lag. Voi fi cu ochiul pe bara asta de microfon să văd dacă se oprește, sperăm că nu. Ei bine, da, îmi voi achiziționa un microfon în curând. Să sperăm. Da, oameni buni, bine v-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Brawl Stars. Eu sunt gazda voastră, Iceland, ca de obicei. Și astăzi, oameni buni, vreau să dăm startul unei noi serii și... având în vedere că este serie nouă, nu pot să fac din start primul episod pentru că am nevoie de comentariile voastre, pentru că această serie se va baza pe comentariile voastre. Dar înainte de toate, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați canalul lui, să activați clopoțelul, să dați un follow pe Instagram. Da, asta ar fi o chestie foarte șmecheră, la Iceland YT. Trebuie să-mi pregătesc o daia pe OBS să vă apară acolo Instagram-ul, tot ce trebuie. Cred că așa ar fi mai profi. Ei bine, oameni buni, haideți să vă spun și despre ce este această serie. Probabil ați observat și din thumbnail și din titlu. Bine, având în vedere că momentan nu am primit comentarii din partea voastră pentru această serie. La ce mă uit? Ok, voiam să dau aici, Brawl TV, așa. Având în vedere că fiind primul episod și încă n-am primit comentarii din partea voastră și vă spun imediat și cu ce trebuie să lăsați comentarii, am luat o chestie de pe Reddit, o chestie destul de populară și haide să vă spun și care este faza cu seria. Este o serie de Brawl Stars mituri și legende. De fapt, nu neapărat mituri și legende, că nu cred că o să o numesc așa, dar vreau să-mi spuneți în comentarii chestii despre Brawl Stars pe care eu sau probabil multe persoane nu le știau, sau chestii wow, chestii care s-au întâmplat și chestii care, nu știu, s-au întâmplat și pare imposibile, iar eu voi căuta chestiile pe care le spuneți și le voi arăta în videoclip și toată lumea își va da cu părerea în comentarii dacă este fals sau adevărat. La modul că este o chestie interactivă. Uite, de exemplu, îmi lasă Gigel 1-2-3 comentariu cu bă, uite, caută pe net că cineva a primit 12 iteme dintr-un megabox. Ok, eu în episod caut, găsesc și voi îmi spuneți în comentarii dacă este real sau fals. Cam așa va funcționa seria. Uite, de exemplu, pentru episodul de astăzi, bine, vă dați seama că pe episod vor fi mult mai multe decât una, vor fi câte lăsați voi. Uite, de exemplu, astăzi, what? Ce-i cu numele acestui? Ce se întâmplă? Boys, ce se întâmplă? Numele, bă, what the fuck, ce-i cu numele lui ăla? Ok, ok, nu mă bag, ok. Ăsta de ce are 8 HP? Băi, ce se întâmplă cu acest match? Ok, habar n-am. De exemplu, pentru astăzi am selectat eu acest screenshot care mi l-a dat un fan pe Instagram. Bine, n-am putut să iau eu screenshot-ul, așa că am făcut eu screenshot direct din calculator, mă rog, în fine. Este o poză cu cineva care presupun că a luat dintr-un megabox, pentru că alt box nu are ce să fie, nu are ce box să fie altul. În fine, a luat dintr-un megabox 10 iteme, ceea ce vreau să spun din start că cel mai probabil e fake, pentru că din câte știu, maximul pe care poți să le iei este de 8. Pentru că gândiți-vă că la 6 îți dă brawler, la 10 ce, îți dă 7. 3 brawler, cât, gen, n-are niciun sens. Și uite, de exemplu, am ales eu chestia asta, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă credeți că e reală sau falsă. Și la următorul episod, la început, voi arăta comentariile cele mai votate. Gen, voi spune, bă, cei mai mulți au spus da, cei mai mulți au spus nu. Cam așa, pe asta se bazează seria. N-am un nume. Legit, n-am un nume pentru seria asta. Din nou, am vrut să pun ceva mituri și legende, dar după m-am gândit că, bă,
What the fuck, nu e creepypasta sau ceva să pun mituri și legende? Nu, nu sunt mituri și legende, GTA San Andreas sau ceva. De ce nu era pe nimeni ce era pe zonă camera? Apropo, legat de GTA San Andreas, băieți, eu să știți că am un lucru pentru voi, practic, pentru că pentru cine altcineva. Oameni buni, lucrez la un server, băieți, dar nu vă spun momentan la ce server, nu vă... Bine, deși cred că deja v-ați prins, dar lucrez la un server, băieți, de puncte-puncte. Nu voi spune în acest episod. Dacă v-ați prins, spuneți în comentarii la ce server credeți că lucrez pentru voi, băieți, să vă jucați, să ne jucăm împreună. Da. Bun, hai să ieșim din asta pentru că vreau să luăm câteva meciuri. Deci cam așa funcționează seria, am spus de 7000 de ori jumate. Nu cred că mai trebuie să vă spun și acum, cred că v-ați prins și voi că sunteți băieți deștepți, spun la urmă despre ce este seria, adică... Cred că v-ați prins, sper. Hai că v-ați prins voi. Deci, da, oameni buni, hai că deja sunt prea hype, rămân aici, ești nebun. Nu, am nasul fundat, sper că n-am răcit, băieți, pentru că dacă am răcit stând în casă sunt chiar... Sunt chiar prost, gen... Și de ce camera asta stă atât de... Stă mai bine acum, cred. Oh my god, băieți, deci bate lumina asta direct pe fruntea mea și îmi face fruntea asta să par ca un pepene, efectiv. Și din nou, freza de pepe, ca de obicei, adică cum să n-am eu freză de pepe? Mulți mi-au spus că am freză de pepe și de asemenea și eu spun că am freză de pepe. Băieți, voi ce freză aveți? Aveți freză de... ce? Gen... Presupun că aveți freză de orice altceva, dar nu de pepe. Hop! Ok. Total disappointment, oameni buni. Total disappointment. Aș dori să nu comentez ceea ce s-a întâmplat acolo. Aș dori să nu vreau să declar nimic din ceea ce s-a întâmplat acolo. Bă! Un star token. Ok, let's go. Ah, by the way, astăzi am primit gadgetul ăsta pe Barley, pentru că vedeți că scrie aici obtained și nu l-am cumpărat. Gen, nu l-am cumpărat. Și l-am primit din Brawl Box. Aveam un singur Brawl Box pe cont, l-am deschis și am primit acest gadget. De fapt, dacă stau să mă gândesc, uite. Da, uite, mi-apare și Barley aici, new gadget. Habar n-am ce face. Nu mă întrebați ce face acest gadget, pentru că habar n-am. Dar haideți să rămân aici. Băi, deci n-am mai postat de 5 zile și eu și îmi pare atât de rău, pentru că vă place atât de mult. Vă plac episoadele. Vă plac atât de mult episoadele pe care le pun, adică la modul că am strâns la 3 videoclipuri unul după altul 100.000 de vizualizări, ceea ce pentru 300.000 de abonați mi se pare... Adică să ai la 3 clipuri 100.000 de vizualizări la rând și să nu fie o perioadă foarte mare de când l-ai postat. Respect, silențioșii mei, vă respect, deci what the fuck, iaiu, man. Pe bune, gen, și pe așa de nicăieri, gen, bam. Nu știu ce vă place la mine, dar mă urmăriți și vă mulțumesc, by the way, mai avem puțin și ajungem la 300.000 de abonați. Suntem 292.000 de abonați. Sau 291.000. În orice caz, mai avem nevoie de 8.000 de abonați. Și 8.000 de abonați, și să vezi, nu se fac așa dintr-o dată, așa că vă rog să vă abonați în caz că n-ați făcut-o, să activați clopoțelul, why not? Adică, hei, clopoțelul este ceva foarte important. Și să-mi dați un follow pe Instagram. Bă, uite, mi-am pus microfonul în față și a fost o mișcare foarte proastă chestia asta, pentru că acum nu văd. Oh, shit, boys. Mi-am aruncat căștile pe telefon. Da, nu s-a spart. Dacă se spărgea, era vina voastră, ok? Voi trebuia să vă simțiți vinovați. Bă, sigur, nu s-a spart. Da, mă, nu s-a spart. E ok. Da, băiți, hai să mai dăm un meci repede. Bă, tot cu șelie. Mamă, ce prost sunt. Mamă, băiți. Ok, haideți să nu discutăm despre freza mea, pentru că nu știu ce este acela, un pieptăn. Și după cum am spus, cam așa reacționează freza mea la căldură, băieți. E, pentru că, bă, frate, nu știu, mereu când pornesc lumina asta, lumina de studio, desigur, freza mea o ia în toate părțile, cred că este emoționată sau ceva, nu știu, se emoționează când vede lumini. Deși este decât o lumină, dar totuși... Credeți-mă, dacă o dau pe maxim, gândiți-vă că acum mă văd foarte luminat, mă văd chiar... prea luminat în momentul de față și este dată pe 1%. Nu vreți să vezi,
Nu vreți să vedeți cum arată, cum e pe 100%, pentru că dacă v-ați uitat fix în lumină când este pe 100%, n-ați mai avea ochi. Chiar o să o pun într-un episod la 100%, o să fac un intro cu lumina la 100% să vedeți și voi cum aș vedea, credeți-mă, deci o să vă speriați, efectiv. Bine, o să-și mai facă camera reglările ei, dar totuși e exagerat. E exagerat și acum mă gândesc cine folosește luminile astea la 100%, mâncați-și gurata, adică, nu știu, închei contractul cu firma ta de curent și ții o lumină, da, asta ești nemun. Păi și luminează aici de mult, luminează și la vecinul dacă e. What the fuck, man. Ah, da, și apropo, s-a dat, nu știu dacă știți, dar s-a dat știrea oficială. Prima dată am primit-o pe WhatsApp de la un prieten și am zis că du-te bă de aici cu fake-urile tale. Este o știre cum că școlile, efectiv, nu se mai deschid și se deschid în septembrie. Și by the way, știrea asta este foarte reală. În caz că nu ați aflat, aflați acum de la mine. Școlile se deschid în septembrie până practic. Adică da, cam astea sunt știrile. Hai să facem și aici un mini box opening. Prima dată când am văzut, nu am crezut, am crezut că e ceva fake până am văzut că la știri efectiv a vorbit președintele României Klaus Iohannis despre chestia asta și este legit. Ok. Da, oameni buni, eu am fost Island, cam cu acest episod, nu uitați să vă cumpărați mărci, cred că a uitat toți de mărciul ăsta, pentru că nu l-am mai promovat, dar eu am fost Island, iar nu-mi sigur că ne vom vedea data viitoare, am filmat 11 minute 40, eu am fost Island, la revedere, pa!